Zi de mare derby, sâmbătă la Sala Olimpia. Liderul campionatului BC Timișoara primește vizita echipei de pe locul 2, Gazmetan Mediaș. Al violeții vor o victorie care să-i mențină pe primul loc, dar știu că vor avea în față un adversar redutabil. Very tough game for me, that team Mediaș is individually best team in Romania in this moment. And they're coming after a strange game, they lost at home. We'll see tomorrow the reaction, but of course we're thinking just about our game, our way of playing. And it's very clear that we must play very, very close to our maximum if you want to beat them. Timișorenii sunt puși în gardă de atacul excelent al mediașenilor, o formație care marchează des peste 100 de puncte pe meci. I think that we can play more like team. I think that we can play better defense than them. And everything depends for us on these two teams. Our team game and our defense. If we play like we played in some periods before, we can win. If not, it's gonna be difficult. Mediașenii au pierdut primul meci în etapa trecută la Masa Verde împotriva AS Softului pentru că au folosit simultan 5 străini în teren. Duelul dintre BC Timișoara și Gazmetan Mediaș va avea loc sâmbătă de la ora 17:30 la Sala Olimpia.